Bună dimineața, vă salutăm la prima oră și am aflat lucruri grozave despre industria textilelor și a modei. Anual 62 de milioane de tone de haine, ca să-i spun așa, sunt folosite pentru îmbrăcarea populației noastre de miliarde. Cam ce se întâmplă cu asta după, e greu de zis, unii cunosc detaliile, dar foarte puține din acestea ajung să fie reciclate. Despre viitorul textilelor, la Chișinău deja se vorbește grație unei expoziții. Expoziția intitulată Revoluția modei, viitorul textilelor. Și în această dimineață o să vorbim cu excelența sa, Catarina Frida, ambasadoarea Suediei. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Și o să fim ajutați să ne înțelegem de doamna Inesa Coman. Bună dimineața! Bună dimineața! Așadar, excelență, cum a avut loc deschiderea acestei expoziții la Shopping Moldova? How was the opening of this exhibition at Shopping Moldova? Oh, I think it was great. I really loved how they've been able to put this exhibition at display, and I do hope a lot of people will be able to come through and see and take in what we are trying to show here, and that they will sparkle some discussions both with the fashion industry and around the dinner tables at home. Deci eu cred că a fost foarte minunat. În primul rând, mi-a plăcut foarte mult cum a fost aranjată expoziția acolo la mall și, în al doilea rând, sper foarte mult că foarte multă lume va veni să vadă ceea ce avem noi de arătat acolo, că vor fi purtate discuții la nivelul industriei modei și la fel la cină, la fiecare acasă. Am înțeles că expoziția la mall se petrece până pe 14 septembrie, noiembrie, pardon, după care din 15 până pe 19 o vedem la Artcore. Mai exact, ce putem să vedem în cadrul expoziției și cum va arăta viitorul textilelor? So as I understand, the exhibition will be until the 14th of November in the mall and then from the 15th to the 19th in Artcore. What exactly can we see at the exhibition and how is the future of textile looking like? Thank you. Well, you can also follow it online if you go into the embassy's Facebook page, and we will be continuously updating the information there as well. In this exhibition, you will be able to follow how the Swedish fashion industry has been proceeding and developing their industry to become more sustainable. I think this is extremely topical. Now we have the COP going on in Glasgow, pointing out that the fashion industry is one of the largest polluters in the world. And there is so much that we can do both as producers, but also as consumers of fashion to actually help our environment and for the generations to come to ensure that we continue to have a healthy planet. Deci, în primul rând, vreau să accentuez că vă puteți urmări expoziția la fel și online pe pagina Facebook a ambasadei noastre și la expoziție puteți vedea cum industria modii din Suedia s-a dezvoltat pe parcurs pentru a deveni una mai durabilă. Și la fel, în corespundere cu ceea ce a avut cu evenimentul care a avut loc la Glasgow, este foarte important să ținem cont de toate aceste elemente care poluează mediul. Și, de fapt, industria modii se știe că este unul dintre cei mai mari poluatori ai mediului din lume și, respectiv, este foarte important ca noi cu toții, ca producători și ca consumatori, să înțelegem și să ținem cont de acest lucru, să încercăm să facem totul în mod mai durabil ca să lăsăm un mediu mai curat generațiilor următoare. Și cum ați reușit ambasada Suediei la Chișinău să aduceți această expoziție care a fost prezentată și la Moscova, și în Hong Kong, și adică a călătorit în toată lumea, și la Paris, și așa mai departe? How did you manage the embassy of Sweden in Moldova to bring this exhibition which traveled so much around the world, like in Moscow, in Hong Kong, in other places, Paris and the others? Well, Sweden and the Swedish embassy here have been cooperating with the Moldovan fashion industry for at least the last 5 years together with our partner USAID. And we feel that this is an excellent opportunity to use this exhibition to continue that dialogue with our partners here to see how we can work more sustainable together. And I think that's why we brought this exhibition to Moldova, because we really like to sparkle that kind of discussions, both with the producers, producers. Thank you. as well as the consumers, because I think that I haven't been here for long, as you know, but I've seen that you have some really excellent producers here in Moldova. Some very nice designings coming up, and we really like to ensure that it's coming out sustainable and that they will be fit for the future market of fashion as well.
Deci, într-adevăr, noi cei de la ambasada și din Suedia, într-adevăr, cooperăm cu industria modei din Republica Moldova deja de peste 5 ani împreună cu partenerul nostru USAID. Și noi ținem foarte mult la necesitatea de a continua acest dialog cu toți cei din Republica Moldova și să vedem cum putem lucra astfel încât să contribuim la un viitor mai durabil pentru toți. Și ținem foarte mult la necesitatea de a lansa mai multe discuții pe tema aceasta în societatea din Republica Moldova, în special cu producătorii, dar și cu consumatorii. De aceea, eu, după câte cunoașteți, sunt aici în Republica Moldova de puțin timp, dar totuși am reușit să văd că aveți în Republica Moldova industria modei destul de bine dezvoltată și aveți niște designeri care creează niște produse foarte frumoase. Acum scopul este să ne asigurăm că avem și durabilitatea acestor produse asigurată. Minunat. Excelență, și mai exact, creatorii și designerii noștri, ce au reușit să surprindă util pentru ei, anume adaptat la economia Moldovei, ca să zic așa, în cadrul acestei expoziții? Deci ce ar putea designerii autohtoni deja să folosească, să implementeze? So, and about our designers and creators, what can they find useful in this exhibition so that it is adaptable to the Republic of Moldova and that they can take over to be used here in Moldova? I think there is this place how the Swedish industry has been working with it, and it's divided up in I think 8 different models. Mm-hmm. Where you're focusing on, for instance, the circular way of doing it, how to reuse old clothes and ensure that it comes back into circulation. Mm-hmm. It's about what kind of materials you're using and how that material mm-hmm. has been produced, for instance. Some of them are very heavy on water usage, and then you have to have a special procedure and so forth. I think that you have to have that in mind when you buy the textiles, for instance. And I think that's something that we can have a discussion on, where to get more sustainable materials for it, for our fashion. It's also a question about how long the material actually lasts and the durability of it, so we can have it for a long time. We don't have to change clothes that often. And how you can actually remake and re-fix old clothes to it that it looks nice again. So I think there's various ideas in these various models that you can have a good idea of. And it's also not only aiming then at the producers, but also at the consumers, what we as consumers can do, what we can look for when we go shopping, how it fits into our wardrobes, what would last longer. Do we really need it? And ensure that the clothes that we have used get used again. Maybe by giving it away to someone who still favors that kind of, or if you've outgrown it, to someone in the size or whatever you do. Or ensure that it gets recycled and reduced in new garments. Deci, eu cred că aici, în primul rând, la expoziția aceasta este arătat modul în care industria din Suedia a evoluat. Avem acolo aproximativ 8 module unde se vorbește în special despre aspectul circularității, în primul rând, a necesității de a reutiliza aceste obiecte de îmbrăcăminte sau reciclarea acestora. La fel, vorbim foarte mult despre materialul care este folosit la producerea elementelor de îmbrăcăminte. Unele dintre ele, apropo, utilizează din greu apa și respectiv necesită o abordare nouă pentru a ține cont de resursele de apă pe care le avem. O altă întrebare pe care noi o utilizăm sau o punem pentru toată lumea pentru a o discuta este durabilitatea materialului. Este foarte important să asigurăm această durabilitate astfel încât să nu fie nevoie să ne schimbăm hainele prea des, ca să le putem folosi mai mult timp. În afară de aceasta, încă un aspect ar fi cum putem remodela sau repara articole de îmbrăcăminte și cum putem să le asigurăm o viață mai lungă. Asta se poate întâmpla fie prin a o purta noi mai mult timp sau poate prin aceea că o dăruim altcuiva care încă poartă așa fel de haine sau are nevoie de ea. Și, într-adevăr, un aspect foarte important este din punct de vedere al consumatorului. Cum educăm consumatorul ca să fie și ei să utilizeze mai durabil acest articol de îmbrăcăminte? Să se gândească de mai bine atunci când merge la cumpărături, să examineze eticheta pentru a vedea din ce material este făcut, pentru a se gândi dacă se potrivește cu garderoba lui sau nu, dacă va ține mai mult nit, dacă în mai mult timp, dacă cu adevărat are nevoie de acest articol sau nu. And it's also, yes, to not engage the fashion and textile industry, but a broader. We need to use innovation. We need to collaborate across sectors to actually make this work. So bring all the actors that are engaged in this. Și este foarte important să vorbim nu doar în cadrul industriei modei, dar să fim mai inovativi și să implicăm toată lumea sau mai multe sectoare pentru a avea o discuție multilaterală în acest sens.
Am înțeles, iar probabil restul deja îl vom afla la Mall până pe 14 și din 15 până pe 19 noiembrie. Țin să amintesc telespectatorilor, la Artcore ne așteaptă expoziția Revoluția Modei, Viitorul Textilelor. Este o expoziție, o colaborare dintre Ambasada Suediei și Institutul Suedez. O expoziție care a călătorit în lumea largă și ajunge de această dată și la Chișinău. Mulțumim, Excelență! Mulțumim, doamnă Coman. Excelența sa, Caterina Frid, ambasadoarea Suediei, la Prima Oră, iar dumneavoastră puteți să revedeți acest interviu și detaliile despre expoziție oricând online pe prime.md.